Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Știți că acum câteva zile am vorbit despre faptul că administrația americană a legat la începutul lunii ianuarie că vrea să solidifice parteneriatele sale cu Polonia și România, state care sunt prin apropierea Rusiei din motive de securitate. Având în vedere fondul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina și faptul că nu s-a făcut nimic la summitul acela dintre Joe Biden, Vladimir Putin și la summitul dintre diplomații Rusiei și a Americii de acum câteva zile, cu siguranță tensiunile și conflictul va continua. Așa că americanii au decis să trimită trupe în România. Ca să înțelegeți mai bine, vreau să vă uitați la clipul precedent, pentru că nu vreau să mai stau să mai explic aici același lucru, pentru că sunt foarte mulți oameni care deja au văzut episodul acela și deja știu despre ce este vorba, așa că se vor plictisi. Ei bine, trecând peste asta, am văzut pe armata română niște postări foarte interesante și se pare că deja americanii au fost primiți la noi în România. O să vă arăt imediat cum un elicopter aterizează la noi în țară, un elicopter american. O să vedem cum soldații noștri români s-au întâlnit cu soldații americani, o să vedem ce spun aceștia, atât românii cât și soldații americani. Și na, să mă lăsați în comentarii părerea voastră, pentru că este foarte, foarte importantă. Așa că haideți să trecem la clipul de astăzi. I'm the senior crew chief out here today for the Blackhawks. Alright, we're super excited to do this training. Super excited that it's freezing cold. Yeah, we want to be super safe. Okay, I don't want anybody to get hurt or injured today, okay? Especially with your weapons, be very careful climbing in and out of my aircraft, okay? Zigzag. Zigzag. Yep. Just zigzag in, okay? Zigzag. Once you get in, take your weapon, put it between your knees, and then lock up. Okay? În ordine asta, prima asta. Genunchiul între picioarele lui, genunchiul între picioarele lui. Oh, yeah, yes. There you go. La fel, genunchiul. Same way? Genunchiul. Alright. At no time, don't stand up until the helicopter is left. Nu vă ridicați nicio formă până nu se ridică elicopterul. Okay. Boom, 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 boom
Cam atât a fost și episodul astăzi, sper că v-a plăcut, dacă nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb voi ce părere aveți despre faptul că Statele Unite ale Americii au declarat că ar dori să mai trimită soldați la noi în țară, cât și în Polonia, mai exact în zonele astea de tampon dintre ce se întâmplă cu Rusia și partea asta a NATO. Deci chiar vă aștept sus în comentarii. De asemenea, nu uitați să-mi dați și un follow pe Insta, acolo mai postez divers content legat de canal de YouTube și puteți să-mi dați și un mesaj cu ce ar trebui să mai postez. Noi zicem cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.